Bună dimineața din nou, dragi prieteni, sunt Andrei Victor Dochie și mă bucur să fim încă 50 de minute conectați la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. A venit acum momentul documentarului Universul Credinței. Întrebările cu care am venit azi au mai mult o înfățișare discontinuă decât una continuă. Cu toată această abatere, ele încearcă să ducă răspunsurile spre același punct omega. Nădejdea că iubirea și credința se nasc și sălășluiesc peste tot și în toți, indiferent de căderi, de păcate ori slăbiciuni omenești. Așa sună preambulul uneia dintre convorbirile consemnate de părintele Ioan Pintea cu monahul Nicolae de la Rohia în cartea lor de dialoguri Primejdia Mărturisirii. Și este un pasaj incredibil de cuprinzător și definitoriu al întregii lor relații, pe care în minutele următoare încercăm să o conturăm în cadrul reportajelor Universul Credinței, într-un material semnat de Cristina Andrei și Daniel Vistorovski. În două reportaje anterioare pe monahul Nicolae de la Rohia cu ajutorul documentelor ori al mărturisirilor indirecte. Astăzi o vom face din nou, dar altfel, prin cineva foarte apropiat. Arghezi povestea că, fiind copil, l-a văzut pe Eminescu trecând pe Calea Victoriei în absentă visare. Arghezi era copil. Și ce face un copil? Se uită cu ochii lui de copil, curioși, în ochii tuturor. Tânăr fiind, spune mai departe Nichita Stănescu, căci a lui este amintirea, m-am uitat cu ochii curioși și înfiorați de emoție în ochii ascuțiți de inteligență și de sarcasm ai lui Arghezi. Iată cât e de apropiat Eminescu de noi. Ochii mei s-au uitat în ochii lui Arghezi, care s-au uitat în ochii lui Eminescu. Prin simplă extrapolare, noi am privit în ochii celui mai drag ucenic al părintelui Nicolae de la Rohia și am regăsit în lumina lor, înlesnită fiindu-ne astfel întâlnirea, privirea monahului care a găsit iubirea, nădejdea și credința în cel mai întunecat loc cu putință, în adâncul închisorii, și a primit puterea de a le dărui la rândul său. Vă propunem astăzi o poveste din interior, o evocare a lui Nicolae Steinhard, monahul, omul, omul de cultură, dascălul, îndrumătorul, formatorul. De fapt, o va face mereu tânărul său ucenic, poetul, eseistul, cărturarul, duhovnicul, părintele Ioan Pintea, cel care, așa cum a rânduit pronia, avea să-l întâlnească întâi prin intermediul scrierilor și articolelor sale, apoi, față către față, pe Nicolae Steinhard. După propriile sale mărturisiri, el avea să se formeze, împletind rațiunea și cercetarea proprii structurii sale, cu credința și dragostea pe care le simțea și pe care le-a crescut în nesfârșitele convorbiri peripatetice prin pădurile și poienile Rohiei, alături de părintele Nicolae. În primul rând, trebuie să vă spun că întâlnirea cu părintele Nicolae a fost și rămâne pentru viața mea o întâlnire decisivă. Mi-a schimbat toate drumurile la un moment dat și mi-a deschis toate potecile și toate cărările și toate drumurile, fie că vorbim de teologie, fie că vorbim de cultură. Dacă ar fi să răsfoim repede un CV al protagonistului nostru de astăzi, părintele paroh al Bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Bistrița, pe care am avut bucuria nu doar să-l intervievăm, dar și pe aceea de a-l vedea la lucru, am putea spune, adică oficiind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și predicând din Amvon în Duminica Vindecării celor doi demonizați din Ținutul Gadarei, am reține că numele său este legat nu doar de Runcul Salvei, unde se năștea la 26 octombrie 1961, dar și de
Biblioteca Județeană George Coșbuc, de publicația Mișcarea Literară, de numele a numeroase edituri unde a publicat versuri și vom aminti dintre volumele sale Frigul și Frica, Mormântul Gol, Grădina lui Ion, Casa Teslarului, eseuri, convorbiri, jurnale și aici putem vorbi despre Primejdia Mărturisirii, convorbiri cu Neșteinhard, Însoțiri în Turnul Babel, Bucuria Întrebării, Dialog cu Părintele Stăniloae. Am mai constatat că a editat sau a coordonat și îngrijit multe dintre scrierile părintelui Nicolae Steinhard, dăruind vei dobândii, spita lecturii, călătoria unui fiu risipitor. Și dacă toate acestea n-ar fi fost de ajuns, vă vom spune și că părintele Ioan Pintea a alcătuit în anul 2006 slujba de canonizare a cuviosului Pahomie de la Gledin și un an mai târziu pe aceea a Sfinților Martiri Năsăudeni. Pe luptătorul nebiruit, care asemenea lui David a biruit pe Goliat, pe bobul de grâu odrăslit din pământul cel roditor al țării Năsăudului, să-l prăznuim astăzi, că, jertfiindu-se pentru dreapta credință, a primit de la Hristos cununa muceniciei. Recunoașteți teologul? Recunoașteți poetul? Și câte încă n-ar fi măcar de amintit despre vrednicul ucenic al unui asemenea maestru. Dar cel mai bine ar fi să-l descoperiți dumneavoastră înșivă, pornind de la dialogul pe care l-am purtat astăvară în altarul deschis al mănăstirii Rohița, unde ne-a făcut onoarea să îl întâlnim, dialog pe care îl vom întrerupe cât mai puțin cu putință. Zero. Cum ați aflat despre părintele Nicolae și cum s-a petrecut, la propriu, prima dumneavoastră întâlnire? Știam de numele lui, îl citisem și îl citeam mereu în publicațiile, mai ales din Transilvania. El a publicat foarte mult în revista Steaua, de la Cluj, în revista Vatra, de la Târgu Mureș, dar în același timp îl citeam și în revistele de la București, în special Viața Românească, publica în Viața Românească, atunci știam despre numele lui, mă interesau textele lui, nu știam, bine, eram și foarte tânăr, nu știam de convertirea lui, nu știam de venirea lui la Rohia. Mama, la un moment dat, care este o femeie foarte, foarte credincioasă, a spus, hai să mergem și la Mănăstirea Rohia. Și m-a luat de mână și m-a dus la Mănăstirea Rohia. Și aici, la Mănăstirea Rohia, am găsit un alt fel de loc, un alt fel de spațiu și m-am îndrăgostit pentru totdeauna. Venind la Rohia, l-am cunoscut pe Părintele Serafim. Și Părintele Serafim mi-a povestit despre Părintele Steinhard. Și pe urmă, s-a întâmplat următorul fenomen. La Becleanu, unde eu stăteam, s-a format un cenaclu. Cenaclu se numea Seculum și la un moment dat a fost invitat Părintele Nicolae. El deja era călugăr, era monah. Și surpriza a fost totală. Îl întâlneam pe cel pe care l-am citit în revista Steaua, în revista Vatra, în revista Viața Românească și textele lui deja erau niște texte formatoare pentru mine și acum eram în față cu Părintele Nicolae, cu Nicolae Steinhard. Și unul din profesorii care erau în cenaclu, știindu-mi preocupările mele bisericești, monahicești, a spus, uite, chiar să stați față în față, să mâncați împreună, și m-a prezentat părintelui. Și părintele mi-a spus așa, a fost o mare surpriză pentru mine. Zice, știu de numele tău, știu de la Părintele Serafim. Părintele Serafim era, a fost și a rămas duhovnicul Părintelui Nicolae. Ce știu? Știu de povestea ta cu Rohia, știu că ai ajuns acolo și am povestit multe împreună despre literatură în special, despre preocupările mele literare și pe urmă ne-am despărțit,
părintele mi-a făcut o invitație să merg la Rohia, să merg mai des și am venit de nenumărate ori, de zeci de ori, ne-am întâlnit, a venit părintele la noi, la Bistrița. Eu am fost beneficiarul acestor întâlniri pentru că am învățat foarte mult. Deci am fost dispus să învăț. Întâlnirea aceasta m-a schimbat foarte mult. Adică, în primul rând, am fost îndreptat spre anumite cărți fundamentale pe care să le citesc și chiar discuțiile foarte normale pe care le purtam între noi, să spun, în chilia mănăstirii sau în drumurile noastre dinspre curtea mănăstirii spre Lighet. Știți că noi am făcut o carte împreună, cartea se numește Primejdea Mărturisirii, e o carte de dialoguri și în această carte vorbim foarte mult despre Lighet, poiana aceasta din pădurile Rohiei, o deschidere, să spunem așa, cu simboluri culturale destul de pregnante. Și dialogurile acestea foarte vii, făcute foarte sincer și, să spun așa, de la avă la ucenic, m-au învățat foarte mult. Cred că era, cu mine n-a fost niciodată exigent, pentru că eu nu mă pregăteam cu părintele pentru ceva examene. Noi discutam despre cărți, discutam despre literatură, discutam teologie și întâlnirile acestea noastre se văd foarte bine din cartea aceasta din Primejdea Mărturisirii și acolo am scris o prefață care mi-a ieșit foarte bine. Se numește O însoțire luminoasă, pentru că până la urmă însoțirea aceasta cu Părintele Ștaiat a fost chiar o însoțire luminoasă și care mi-a luminat viața și m-a pus pe cel mai bun drum posibil pe care puteam să merg. Avea o vocație pedagogică evidentă sau era una intrinsecă și care se manifesta cu mare discreție? Ați spus că v-a îndrumat, v-a deschis tot felul de drumuri. Vi le-a deschis făcându-vă conștient de asta sau invitându-vă să căutați? Făcându-mă și conștient și invitându-mă să caut, pentru că, de pildă, era interesat atunci nu de Eliade, eram foarte interesat, de Constantin Noica, de Cioran. Citisem anumite texte în traducere, citisem anumite texte prin reviste, foarte puține texte publicate la vremea aceea. Sigur că Eliade, cred că era apărut atunci Istoria religiilor și a credințelor religioase, însă Părintele Ștaiat l-a cunoscut și pe Eliade, l-a cunoscut și pe Cioran, l-a cunoscut și pe Noica, da, prietenia aceasta mare dintre Noica și Steinhardt și sigur că mă împărtășea cumva pe viu despre viața lor, despre opera lor. Discutam foarte mult despre Noica, despre Cioran, despre generația trăiristă, să spun așa. I-a plăcut mult cuvântul acesta, trăirist. Era un om care aparținea elitei culturale și elitei teologice. Comportamentul lui de fiecare zi era unul distant, era unul solemn sau un om simplu? Nu, era de o simplitate debordantă și era foarte apropiat de oameni. Foarte, foarte apropiat. Eu așa l-am cunoscut, dispus să discute orice, dispus să dezbată texte complicate și să le explice și să le facă să fie înțelese la mintea omului. Sigur că l-am ascultat la conferințe, a fost la câteva conferințe la Bistrița, a invitat de mine și sigur că acolo era alt ton, era
alt discurs, dar de fiecare dată simplu, foarte simplu. Oamenii simpli care veneau la Rohia știau cu cine au de-a face? Erau conștienți de personalitatea părintelui Nicolae? Știau cine este? Unii dintre ei știau. Poate nu știau toți că era un important om de cultură, însă vreau să vă spun că la înmormântarea lui s-a văzut cât de iubit era, pentru că erau și intelectuali acolo, foarte mulți intelectuali, dar veniseră și oameni de pe sate, veniseră oameni din zona, din tot Maramureșul, deci era și duhovnic, era și un duhovnic foarte bun. Sigur, el nu a fost preot, toți îi spunem părintele Nicolae, dar vocația aceasta de duhovnic a avut-o, de sfătuitor. Și nu numai pe zona aceasta culturală, nu, efectiv pe zona aceasta teologică. A dat de lucru, cred că, foarte mult și securității. Dar părintele știa că este sub urmărire. V-a spus vreodată ceva? Nu. Mi-a vorbit despre pușcărie. Deci despre pușcărie mi-a vorbit foarte mult. Mi-a vorbit despre colegii lui de închisoare, mi-a vorbit foarte mult despre Dinu Pilat, despre Constantin Noica. Mi-a spus mereu că nu e supărat pe Noica și nu-mi dădeam seama de ce îmi spunea chestiunea asta că nu e supărat pe Noica. După aia, citind mai târziu, mi-am dat seama cum s-a întâmplat cu lotul Noica și cum s-a intrat în pușcărie. Părintele îmi spunea mereu că ține foarte mult la Constantin Noica pentru că fără el n-ar fi ajuns în închisoare și nu ar fi cunoscut pe Hristos așa cum l-a cunoscut și fără Dinu Pilat nu ar fi ajuns monah, nu ar fi ajuns la mănăstire. Care este sfatul pe care l-ați desprins din dialogul cu părintele Nicolae care v-a ghidat sau după care v-ați ghidat cel mai mult în viață? E ceva ce v-a învățat vrând sau nevrând? Și la care țineți foarte mult ca la o moștenire spirituală? Părintele Nicolae m-a învățat să citesc altfel Evangheliile. Să le citesc în duhul predicilor lui, în spiritul predicilor lui. V-a învățat să fiți interogativ? Bineînțeles. Să am mereu în față interogații, să mă întreb mereu de ce așa și nu altfel. Dar în același timp părintele m-a învățat că trebuie să ai propria ta interpretare pe un text. Dacă e un text teologic, îl interpretezi în felul tău propriu, în stilul tău propriu. Sigur, fără să greșești, fără să ieși din duhul textului, dar trebuie să nu mai muțărești. Era un text formidabil și de multe ori îmi spunea și mie, să nu mai muțărim. Nici în poezie, nici în teologie, nici în tot ce ține de cultură și de spiritualitate. Cum să vă spun, părintele Nicolae îmi vorbește și acum, deci eu îl citesc și recitesc mereu. Și acum învăț din eseurile lui, din toate textele lui, pentru că textele lui trebuie citite și recitite, pentru că de fiecare dată îți descoperă altceva. Deci poți descoperi o mulțime de lucruri pe care nu le-ai descoperit la prima lectură și am avut, așa să spun, eu un soi de ambiție și am și acum, poate nu cade bine așa ca preot, dar să citesc cărțile pe care le-a citit părintele Nicolae și pe care le-a interpretat și o parte din ele le-am citit, o parte din ele le citesc acum. Adică m-a interesat să văd de unde aceste interpretări, de să văd textul, tema, sursa pe care Steyr-t a explorat-o. În dar ați luat, în dar să dați, le-a spus Mântuitorul ucenicilor săi. Așa se va fi simțit și părintele Ioan în raport cu învățătorul său de aici, de pe pământ.
Dacă ar fi să vorbiți unui auditoriu de tineri care știu foarte puține despre părintele Steinhardt, care ar fi prima calitate, care ar fi primul lucru pe care l-ați spune despre părintele Steinhardt ca să-i faceți să se apropie și de personalitatea lui de om de cultură și de aceea de teolog? Curajul, demnitatea, libertatea. Trei lecții extraordinare pe care și dumneavoastră vi le-ați însușit. Mi le-am însușit, da? În lumea aceasta e destul de greu să le păstrezi, da? Trebuie să te străduiești, adică trebuie să ai râvna aceasta pentru și pentru a fi curajos, și pentru a fi demn, și pentru a trăi liber. Și în loc de încheiere, o întrebare simplă și un răspuns cât o mulțumire în eternitate. Vă considerați un privilegiat pentru că l-ați cunoscut și pentru că i-ați fost atât de apropiat? Da, mă consider un privilegiat și a fost o binecuvântare a lui Dumnezeu că l-am întâlnit. Și vă spun cu mare sinceritate, îl simt mereu aproape. Prin cărțile lui, prin mesajul lui, din textele teologice sau literare. Adică faptul că eu continui să învăț din ceea ce ne-a lăsat Părintele Nicolae, cum să vă spun, e tot un soi de ucenicie. Deci eu nu mi-am terminat ucenicia la Steinhardt. Continuăm acum, dragi prieteni, și în această duminică la Bucuria Credinței, seria dedicată mărturisitorilor și martirilor din temnițele comuniste. Vă vom oferi un nou episod realizat la Memorialul Sighet. Merită să rămâneți alături de noi. Bună dimineața, Părinte. Bună dimineața, Victor. Bine ne-am regăsit la Bucuria Credinței. Că ne-am mai întărit urcând un etaj, dar să știi că emoțiile au rămas aceleași. Sunt tot mai mari emoții. Trebuie să le spunem telespectatorilor. Suntem în Memorialul Sighet. Suntem copleșiți de câteva de emoție și trebuie să mai spunem un lucru. Suntem la etajul cu Artizanii Unirii. Adică oamenii aceștia au gândit foarte bine tot ceea ce se petrece în sub ochii noștri să se petreacă la modul direct aici. Se arată ce s-a întâmplat cu cei care au făcut România Mare, cum au dat jertfa de sânge până la capăt de fiecare dată. Mai sus este o întreagă istorie a Europei aflată sub comunism. Mi se par niște etaje pe care ar trebui să le parcurgem în fiecare an de fiecare dată. Trebuie să le spunem că în primele două episoade realizate aici la Sighet ne-ați făcut și o prezentare a istoricului acestui oraș. Și gândul la nivelul pe care reușește să-l facă Andreea Dobeș în lucrarea ei, spații carcerale în România comunistă, penitenciarul Sighet 1950-1955, să le arătăm respectatorilor că sunt două volume, consistente. De care noi n-am fi putut să le sintetizăm nici cum, dar în mod cert avem de partea noastră, într-un fel sau altul, sintezele anterioare și faptul că o parte dintre dramele pe care le vedem săvârșindu-se în sau reamintite în aceste celulare sunt, de fapt, cum să spun, sunt citibile în zeci de alte cărți care trebuie să devină obligatorii pentru literatura română și pentru literatura unui om care se pregătește să fie, știu eu, profesor de istorie, profesor de limba română. O sinteză, poate, acestui fel de lucrări ar trebui dată și în cărți, în liceu. E foarte greu pentru că fiecare va urmări de fiecare dată să obțină un alt mod de a construi lucrurile acestea în spațiul acesta și, până la urmă, ideea Academiei Civice a fost aceasta de a concentra într-un singur loc tot ceea ce se poate întâmpla
acela, în esență, pentru ca lumea să poată construi o mentalitate, o, cum se spune, o cultură a mentalității sociale în ce privește viața din perioada aceea și ceea ce privește rezistența anticomunistă a lucrurilor pe care le avem de îndeplinit în, în viețile noastre. Vă invit să parcurgem cu emoție acest spațiu. Acest pod peste timp în care tu te întâlnești cu Iuliu Maniu, iar el cu Monseniorul Iuliu Hosu, cu Sfântul Iuliu Hosu al Bisericii Greco-Catolice Unite cu Roma, sau Greco-Catolice, că așa e terminologia pe care dumnealor o acceptă. Cred că e momentul să spunem că drama episcopatului greco-catolic și catolic de aici, pentru că aici moare și Anton Durcovici până la urmă, care mi este tare apropiat de suflet pentru modul în care gândește și trăiește lucrurile, nu s-a redus doar la moartea acestor oameni, ci și la nenorocita subjugare a celorlalți, la umilirea lor treptată și continuă, la modul în care și-au, cum să spun eu, și-au sufocat, au fost sufocați de către tot ceea ce a însemnat efortul comunist de a șterge de pe fața pământului într-un fel sau altul amintirea acestei unități de elită a Bisericii Romei. Din nefericire, cred că lucrurile nu au fost privite în adânc. În vremea aceea, episcop al Maramureșului era Nicolae Popoviciu, cel care avea el însuși să suferă exil la mănăstirea Cheia, un deloc antigreco-catolic, adică până și faptul că n-a fost suficient de rău cu greco-catolicii, l-a costat foarte mult pe Nicolae Popoviciu, cum i-au costat și pe alți episcopi din perioada aceea. Probabil că documentele care sunt puse acum în, la îndemână vor dovedi că există limite și nuanțe în tot ceea ce am învățat noi până acum. Trec ușor pe lângă toate acestea. Uite, m-am oprit la Ioan Lupa și Silviu Dragomir. Nu, doi profesori de elită, un preot de elită, un protopop, de săriște până la membrii Academiei Române. Toate paunăurile de aici vorbesc. Tu ești în față cu Dorin Medon Popovi sau ai trecut pe lângă Iuliu Maniu, pe lângă Daniel Ciugureanu. Adică sunt iar aici este o expoziție care amintește de deportarea în Bărăgan. Deci aici sunt pe lângă tine sunt, observ în fiecare dintre micuțele celule, acestea sunt momente din viața grea a României, deportarea în Bărăgan, Solidarnosc din 80, pentru că deoparte se arată universalitatea acestui comunism în a ucide oamenii, dar și solidaritatea și rezistența umană. Imediat intri în rezistența anticomunistă în munți, adică ne aflăm în plină, cum se spune, istorie neagră. Istorie, nu neagră neapărat, că ea e neagră ca număr de morți și ca răni și ca, dar și ca umanism care rezistă la toată nenorocirea aceasta. Sunt, către sfârșitul expoziției, sunt cei câțiva membri ai Sfatului Țării care au plecat, i-au fost deportați de către ruși mult mai departe decât Sighetul. Să nu uităm că prin Sighet s-au întors din marele exil al prizonieratului sovietic foarte mulți dintre soldații români și să știi că ajuns la Sighet, au primit ei ajutorul localnicilor o vreme, dar apoi au fost la fel de nenorociți împotriva lor cărăușii răului, ca și împotriva celor despre care îi vedem aici răstigniți, uciși și răniți cu orice preț. Poate e momentul să amintim câțiva dintre cei care au fost arestați, Constantin Argetoianu, Sebastian Bornemisa, ții minte, cel care i-a editat, vorbea la Rebreanu că i-a editat primul volum, Rebreanu la Orăștie. El este, da, era licențiat în filozofie, era ziarist, a fost primar al Clujului. L-au ucis terminat, aici. Da. Constantin Ince Brăteanu, Gheorghe Brăteanu, slavă Domnului, în lateralul dreapta, din locul unde noi filmăm acum, este o expoziție dăruită acestui istoric neperechi al nostru, cel care crede în continuare până la sfârșitul veacului că, de fapt, istoria poporului român e o istoria unei enigme și a unui miracol. Dinu Brăteanu, care și el trece pe aici și se stinge aici, e inginer, deputat, ministru, adică oameni care au făcut România, nu știu cum să spun. Mi-am mai notat așa pe sărite, că n-ai cum să le știi pe toate. Eu repet, două volume mari n-au reușit decât să-mi trezească apetitul la o redocumentare. Mi-am dat seama cât de bine documentate ele sunt apărute și acum, de curând, le-am luat calde, nu? De la... Da. Apoi urmează, știu eu, Ion Comărășescu, licențiat în drept la Paris, fost ministru și deputat, Tit Liviu Chinezu, episcopul greco-catolic, Ion Șerban Chist, doctor în drept, fost ministru, Henry Cihoschi, general de corp de armată, fost senator de drept, Daniel Ciugureanu, aici mi se pare cea mai absurdă dintre toate, moare 19 mai 1950, este omul care
a făcut parte din sfatul țării, a unit Basarabia cu România. Adică, cum poți să ucizi un om? Bine, acum, în mintea unora sovietizației, oricând... Era Anton Durcovice, episcopul catolic de Iași, a cărei viață, să știi că este fascinant. Ar trebui, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne fie dată la îndemână fiecăruia să-i citim viața acestui cu adevărat martir în partea de expoziție care privește episcopatul greco-catolic și catolic. Să știi că sunt mult mai mulți dintre cei care au suferit pentru credință. Arătați acolo, exprimați acolo, inclusiv episcopul romano-catolic de Timișoara, care moare undeva în Germania, mi se pare, prin jurul anilor 60. Adică e o întreagă pleiadă de oameni care încă și așteaptă canonizarea. Uh-huh. Sunt sigur canonizați cei care s-au stins aici, dar să știi că nici pentru cei care au ieșit de aici și au continuat viața, nu văd o viață cu adevărat. Represiunea împotriva culturii acolo. Da, represiunea împotriva culturii aici, să știi că e interesant că nici nu te-ai putea gândi. Sunt inclusiv elemente din monumentele dărâmate, topite, multe dintre ele, sigur, care n-au mai putut fi restaurate niciodată. Uite aici, Traian Valeriu Frențu, episcopul greco-catolic de Lugo și Oradea, mitropolit suplian de Blaj, un amiral, Grigore Georgescu, repet, citesc așa, pur și simplu, Alexandru Lepădatu, licențiat în istorie, în geografie, Ion Lepădatu, specialist în finanță, Sibian, de-al meu, care până la urmă a fost unul dintre cei mai mari economiști pe care a avut România și unul dintre mari chitori ai Băncii Albina, sau inclusiv acest punct de vedere. Iuliu Maniu, l-am pomenit despre el și data trecută, Tiberiu Moșoiu, doctor în drept, drept roman la facultatea din Cluj. Nici nu zici că i-au ales să-i omoare. O să-ți povestesc de ce e atât de periculos și-au făcut. Radu Portocală, avocat și decan pe viața al baronului din Brăila. Mihai Racoviță, general de corp de armată. Ion Rășcanu, general de corp de armată, fost deputat și ministru. Constantin Simian. Ion Suciu, episcopul greco-catolic de Oradea, cel care a numit episcopul copiilor și tinerilor, cel care a și scris una dintre cele mai frumoase cărți despre mamă, pe care eu zic că e voie să o citim, nu deranjează pe nimeni. L-avem pe Gheorghe Tașcă, licențiat în drept, Gheorghe Vasiliu, Aurel Vlad, nici nu mai știu să spun, sunt 53 de oameni uciși aici. Să știi că aici s-a petrecut un lucru extrem de dureros, așa. În mare majoritate, din tot ceea ce am învățat noi, din ce s-a descoperit în documente, știm în mod cert că îi înmormântau noaptea pe ascuns. N-au avut tupeul celor de la Gherla. De la Gherla se ziua pune în groapa comună de acolo. Deși și la Gherla exista o platformă care scârția toată noaptea despre Gherla până în dealul Cărămâidăriei și acolo. Așa se întâmpla numai că aici îi poartă la 2,5 km, aproape 3 km, la cimitirul săracilor, cum se chema atunci, și aveau două posibilități să îi îngroape. Eu mi-am notat aici. Pe unii puneau sub, politicienii erau pus sub rad, iar pe preoți, pe prelații puneau sub nuc. Deci erau aleși. Toată, da, Ion Chertie, Chertinie, mi se pare, Chertiție, ceva de genul ăsta, este cel care foarte târziu vine și recunoaște că a făcut parte dintre gardienii care, într-un fel sau altul, asumau misiune în penitenciarul de aici. Am și văzut care, aici într-un fel sau altul, pitești de educarea prin tortură. Da, iar aici poezia în închisoare, femei în închisoare, distrugerea Academiei Române. Gândește-te cum sună asta și i-aș invita pe cei care astăzi intră în Academia Română cu toată ura și o zdrobesc de toți pereții să ia aminte. Deci de aia ăsta e și rostul nostru, cel puțin acesta, de a spune că istoria din nefericire e repetabilă. Că e un alt stindar decât Secera și ciocanul comunist, e altceva. Dar când stai sub același stindar al distrugerii tradiției, al distrugerii rezistenței naționale, al distrugerii bisericii, al distrugerii bisericii și al luminirii ei, nu ești cu nimic mai presus al culturii, decât cei care au făcut. Culturii adevărate. Nu ești cu absolut nimic mai. Poți să îmbraci în ce veșminte democratice. Și încercarea de reeducare, da, după noile valori. Uite să-ți povestesc. În 53 moare, în februarie 53 moare Iuliu Maniu și semnăturile de pe actele lui de deces, actul lui de deces e chiar în capătul coridorului acolo, semnătura de pe actul lui de deces este al unui Anica Vasile, sub care s-a ascuns un pseudonim, sub care s-a ascuns zeci de crime, că nu l-a descoperit nimeni pe omul ăsta. Scrie că el este om fără ocupație, Iuliu Maniu, și că este un om fără studii. Fără studii, adică omul care până la urmă revoluționase inclusiv dreptul românesc prin atitudine, inclusiv, hai să-i spunem, știința aceasta a politicii. N-avea niciun fel de școală.
Au crezut la un moment dat că l-au identificat pentru că au crezut că Iuliu Maniu avea o tijă în picior în urma unei fracturi, dar de fapt n-a fost vorba despre asta, pentru că el nu fusese, se vindecase natural și nu mai era cazul să se gândească nimeni la tija din piciorul lui. L-au crezut că l-au descoperit, s-au bucurat, dar de fapt în timp cercetarea continuă. Să spun despre Constantin Argetoianu, care moare în 5 februarie 55, având actul de deces 150, sau despre Constantin Dinu Brăteanu, care se opusese războiului peste Prut și pentru aia este totuși moare după 109 zile în celula 12, undeva așa sub picioarele noastre. Nu mai spune de moartea lui Ioan Suciu, care moare în celula 44, ai trecut pe lângă ea, celula 44 la 27 iunie 1953. Anton Durcoviciu în celula 13, foarte aproape de cea în care s-a stins și Iuliu Maniu, în 10 decembrie 1951. Avem aici și sala episcopilor. Da, da, asta am spus, că merită văzut și din acest punct de vedere. Pentru că noi deocamdată știm, adică îi prețuim pe cei care au murit în închisori, dar cei care au rezistat în închisori, care au ieșit afară, au continuat rezistența lor. Aici, unii ar putea spune că nu există rezistență ortodoxă la capitolul acesta. Eu zic că dacă citim și o să vedem la un moment dat că memorialul pomenește de foarte mulți ortodoxi, preoți ortodoxi, pastori reformați, sunt foarte mulți de limbă maghiară, de limbă germană, care sunt arestați și sunt închiși aici. Adică asta e o închisoare în care nu putem să ne batem cu pumnul în piept, nici unii, nici alții, ci pur și simplu să ne pocăim. Sau să ne batem în piept, cum fac la frații catolici, mea culpa. E o culpă generală, nici n-aș generalizau cu totul. Vezi, în apropiere este un panou cu Pan Halipa, cel care moare, de fapt, la Gherla. Deci, ideea este aceasta. Nu-i vorba aici de culpabilizarea ceva, dar nici să zice că toată lumea a fost de vină. Oamenii ăștia n-au avut nicio vină. Da. Totuși, până la urmă, rămân niște elemente de rezistență împotriva unei dictaturi. Și mie, ce cred eu că ar trebui subliniat de fiecare dată înaintea copiilor, sunt oameni de mare prestanță intelectuală și de mare cultură. Mergeam pe holul principal și vedeam sute, mii de chipuri ale... O să le redăm în ultimul episod pe care l-am plănuit noi aici la Sighe, deși fie vorba între noi, ți-am spus că am șoptit, dar trebuie să facem ceva mai multe episoade. Iar eu m-am apropiat de Neagra, locul unde erau celula de pedeapsă și unde erau ținuți oamenii în derizoriu. Ar trebui să le explicăm telespectatorilor ce am întâlnit și la Pitești și la Gherla și la Iud. Și peste tot. La Gherla n-am putut filma Zarca, dar ea a existat și acolo. Sunt celulele răutăților, adică după ce că îl strângi pe om și aproape îl omori, îl mai omori odată. Sper ca în Împărăția lui Dumnezeu cei de la Neagra să fie în lumină. Să aibă un loc aparte. Îmi doresc din toată inima să fie în lumină și să se roage pentru un popor teribil de dezorientat. Credeți că rugăciunile lor de astăzi ne pot ajuta să ieșim și noi la liman? Da. Se spune că noi am filmat cele trei episoade de până acum cu gândul la 9 martie, la praznicul celor 40 de sfinți mucenici, la care nu se beau 40 de pahare de vin. Rog, măcar televiziunea română să se abțină să mai dea public astfel de tâmpenii în ziua în care pomenim oamenii care și-au pus viața pentru Hristos și pentru mântuirea lor. Aici câte pahare trebuie să bem? 53 de pahare de vin? Suntem oricum îmbătați de vinul neputinței noastre și de a lipsei de cultură și de cordialitate cu adevărul. Adică ne-ar trebui un pic, măcar din când în când, măcar pe 9 martie, să ne restartăm dimensiunea aceasta, exigența aceasta a muceniciei. Că, până la urmă, viața unui popor este făcută din trecutul său în aceeași măsură cu viitorul său, doar dacă prezentul știe să-și asume amândouă laturile de mântuire. Și ne ducem aminte și de hramul memorialului de la Gherla, pe care l-am prezentat telespectatorilor, tot așa, și foarte bine pus pe 9 martie. Hramul locului acestea ține de cei 53 de mucenici de la Sighet. Și vreau să spun că de fiecare dată când revin aici, am sentimentul real că intru într-o catedrală în care îți vine să întinzi mâna să primești Euharistia. Sunt oameni care au trăit aici drama unui popor întreg în numele lor personal. Și asta, să știi că toți oamenii care s-au stins aici, s-au stins cu conștiința că aparțin unei națiuni mândre și oricând dispuse să moară pentru întâlnirea cu Hristos. Nici unul dintre cei care a murit aici n-a murit pentru drepturi ieftine, pentru drepturi fâlfuite pe sub nas. Și uite, un aviz politicienilor.
când vor să-și facă un examen de conștiință, poate că nu cred în Dumnezeu, că sunt unii care nu cred în Dumnezeu. Dar măcar în fața oamenilor de ei să-și facă examen de conștiință, cu mâna pe Constituție, dacă vor, și să repete cu fruntea sus cuvintele lor de aur. Cuvintele lor. Gheorghe Brăteanu este renumit pentru cele câteva cuvinte în care spune că de fiecare dată aduce aminte că omenia noastră este fundamentală umanismului nostru. Poate că ar trebui să viziteze locurile acestea și să se împărtășească din istoria fiecarei celule. Am spus-o și la Pitești. Ți-am aminte că am spus-o la Pitești că a trebuit să depună jurământul de credință față de țară aici, la Mărășești, la Oituz, pe Caraiman, acolo unde s-a murit pentru țara aceasta. Nu s-au făcut averi în numele țării acestea. Da, într-adevăr, un jurământ rostit în acest spațiu cred că ar cutremura. Deși așa. Am învățat că nu se mișcă decât cel la cărui inimă se mișcă. E tulburător și cred că ne va fi foarte greu să ieșim din acest spațiu, pentru că afară, așa cum am văzut în prima emisiune, viața își continuă, cursul... Și aici ai văzut, oamenii au intrat, au venit, sunt dispuși să povestească, sunt dispuși să facă poze... Prin asta nu trece în desuet nimic din toată construcția aceasta și cred că la cei 53 de mucenici putem să adăugăm și oamenii aceștia care au muncit enorm de mult aici. Vom vorbi despre ei în emisiunea viitoare, pentru că sper să facem un cerc, să-l închidem, să dăruim oamenilor conștiința că există locuri în România care sunt universale cu adevărat. Proiectul nostru capătă contur. Un proiect început la Jilava, continuat la Aiud, Pitești. La Gherla, Pitești. Pitești. Și iată și la Sighet, în centru construit acest simbol, în centrul Europei de Est. Cum... Mă gândeam la un moment dat dacă nu ar trebui să revenim, uite, asupra unui Ion Mihalache, acolo pe primul dintre panouri. Mi-aș dori tare mult cumva să putem păstra în astfel de imagini și Râmnicul Sărat, așa cum e el, în starea aceea de degradare, de zici că n-avem nimic de recuperat. Știu ce eforturi s-au făcut acolo de către diferitele instituții, inclusiv ale statului, și sper din toată inima, în câțiva ani să se poată deschide locul, pentru ca oamenii să vadă cu ochii deschiși ce s-a întâmplat, nu să spun, să audă ce au spus alții despre oamenii aceștia. Am uitat să pomenim un nume foarte important și la Gherla și astăzi aici, pe domnul Coposu. Eu personal tind să cred că prin el politica românească a căpătat o aristocrație care nu se va lua de la noi. Există câteva în sala aceea cu prigoana poeziilor, este și un poem al dânsului care, din punctul meu de vedere, zdruncină foarte mult din conștiința celor care cred că se pierd cuvintele. Cuvintele nu se pierd. Scripta manet înseamnă că, de fapt, vorba volan pentru asta. Cuvântul trebuie să plece pentru a putea rămâne scris undeva. Și, de obicei, cuvântul care zboară rămâne la Dumnezeu, cel care e deasupra norilor, tuturor norilor și tuturor furtunilor. A fost o nouă filă de istorie, de istorie grea. O nouă veche filă, de fapt. Să spunem doar atât că locul de aici în 73 și-a încetat într-un fel sau altul existența. Mai devreme, în 67, 66, deja observ că 50-55 sunt anii în care se petrec nenorocirile de aici. După aceea au fost așa, foarte rar am mai folosit pentru mai mult să plece spre Satul Mare sau spre Baia Mare. A și devenit o subunitate a penitenciarului de la Baia Mare, că și el a fost la un moment dat desființat. Multă vreme, ți-am spus și data trecută în emisiune, a devenit așa un depozit pentru Temirce. Anii 75, 76, 77, 78 erau ani de dărăpânare, de, cum să spunem, de efectiv, de pierderea unui spațiu care doar prin eforturi supranaturale aproape a devenit ceea ce este astăzi și cred personal că suntem dinaintea unei recuperări providențiale pentru poporul român. E drept că drumul de la București până la Sighet este foarte lung. Dar dacă nu rezistau cei de la Sighet, Bucureștiul nu mai era. Nu mai era. Sau vorbea alte limbi. Deci trebuie să învățăm lucrurile acestea și din nefericire să le spunem.
Mulți dintre cei care nu s-au stins aici aveau să se stingă la Canal sau aveau să se stingă la Gherlă, la Iud, în alte anchete, în alte terori, sau pur și simplu aveau să se stingă liniștiți acasă. Mare parte dintre cei care au fost transportați cu această corabie a groazei s-au stins în împărăția lui Dumnezeu. Dar n-ai cum să uiți lucrurile acestea și când le uiți, Dumnezeu ridică degetul și te atenționează. Iar recunoașterea de către Biserica Catolică a martirajului episcopilor greco-catolici prin Papa Francis, care a venit nu până în Blaj să aducă în lumina Sfințeniei acești oameni, trebuie să ne oblige un pic la atenție și la desăvârșită unitate de Duh. Să știi că eu am stat cu nodul în gât la liturghia aceea și să am lăcrimat și pentru că într-un fel sau altul în rai au intrat cetățeni români. Asta spune mult. A fost un apel la neuitare și în această ediție și vă mulțumim pentru, Doamne ajută, pentru aceste mergem cuvinte. Mergem să povestim despre memorial. Acesta a fost, dragi prieteni, Universul Credinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem duminica viitoare la 7 fix pe TVR1. Până atunci, vă urez o primăvară frumoasă și un post binecuvântat pentru că astăzi este lăsata secului. Noi ne revedem duminica viitoare, așadar, dar și pe YouTube și așteptăm să ne scrieți pe universul.credinței@tvr.ro. O duminică frumoasă, Doamne ajută!